Minerii din Săsar au întâmpinat luna mai cu realizări deosebite. Mureșan Pompei, unul dintre fruntași, depășește regulat norma cu peste 80%. Depășind norma lunară, în medie cu 20%, minerii din Săsar au cucerit steagul Ministerului Minerilor de întreprindere fruntașe pe ramura de producție. Minerii din Baia de Arieș predau steagul întrecerii celor ce s-au dovedit mai vrednici. Cernișoara Floresei, un sat de pădureni săraci, pierdut pe Valea Cernei. Iată-l pe Ion Bistreanu, activist de partid, care în primăvara aceasta a stat câteva săptămâni în comună pentru ca să le vorbească sătenilor despre foloasele muncii în comun. Mai apoi au venit și alți activiști, sfătuindu-i să formeze o gospodărie colectivă. Și într-o dimineață însorită, 28 de familii s-au unit formând prima gospodărie agrozootehnică din regiune. Pământ puțin, 35 de hectare teren arabil în vale și ceva pășuni. Dar viața în colectivă va duce belșugul. Spor la muncă, tovarăși colectiviști din Cernișoara Floresei! În fiecare zi, cetățenii capitalei au posibilitatea să afle din ziare cele mai noi știri. Nu același lucru se întâmplă și la Deva. Aici sosește zilnic avionul, dar el nu transportă presa decât, poate din întâmplare, prin buzunarul vreunui cetățean prevăzător. Restul ziarelor destinate difuzării sosesc la Deva cu primul tren, adică cel de seară. În grabă, ziarele sunt descărcate pentru a fi depuse pe culoarele poștei, unde fac netulburate un popas de 12 ore. Și, ca atare, chioșcul de ziare este închis. Cine poartă vina că la Deva ziarele sunt citite cu o întârziere de 24 de ore? De unde este marmura din care a fost cioplită această statuie? Din cariera de marmure de la Rușchița, aflată în raionul Caransebeș, carieră cu o vechime de peste 100 de ani. Macaragiul Șirche Bernard lucrează în carieră de 47 de ani. Marmura transportată de el este exportată în multe țări din Europa. Marmura scoasă din cariera adâncă de peste 120 de metri de la Rușchița echivalează în calitate cu cele mai bune varietăți de marmură din lume.